Eu n-am venit că sunt la matematică praf și mai să mai repar câteva deficiențe, adică mă iesc la matematică. Chiar da? La, ce, și... la unde ești tu? La Vrânceanu? Da, Vrânceanu. Da, și admite, adică nu pot zic că... Dar acum am câteva... lucruri care nu sunt... Vreau să iau, da, notă de 9 și 10 la BAC. Și tu te-ai uitat la Profon, ai vreodat? Păi tocmai de asta v-am și întrebat. Deci, te-ai și uitat? M-am uitat, da, da, normal. Deci, îl știi pe el, nu? Adică, da. Bun. Ce să facem mai... Ce slăbiciune ai tu, așa, în... Păi, la subiectul 3, de exemplu, ce ori... La ce ori nu mai... N-ai forță acolo. Da, 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 da. Analiza matematică, de fapt. Da, da, da. Nu? Analiza matematică. Am dat drumul aici. Ne-ai dat? Am dat. Așa. Alo. Bună seara, tu Florin ești, nu? Florin, uite, acum intru într-o lecție, tu parcă ești clasa 10-a, nu? Am un băiețel de clasa 12-a, vină mai târziu, ca să vedem. Ai văzut-o pe fata aceea, tu ai pus ochii pe fata aceea și de-aia este un șmecher. Florin, vrei să o scoți la tablă, să lucrăm ceva? Ai sumă de combinări, ia două, mă. Așa. Deci combinări din el luate câte 0, plus combinări din el luate câte 3, plus combinări din el luate câte 6, plus combinări din el luate câte 3, 6, 9, și mai departe, da? E egal cu cine? Vrei să vedeți suma asta cu cine este egal, da? Dar trebuie să găsim și din 2 în 2, și din 3 în 3, și din 4 în 4, trebuie să vedem vreo idee. Gata, am înțeles. Urmărește filmul, nu-i cazul să stăm la telefon. Bine? Bine, bun, bine, salut. Salut. Andreea, eu comandă. Ce? Să facem o sumă de la combinați. Ne amintim de la binomul Newton. Hai să lucrăm. Bine. Înseamnă așa. Deci, ne amintim și de la binomul Newton câteva lucruri, da? Hai să vedem binomul Newton. A plus B totul la N. Așa, mai să ștergă un pic mai bine, ca să nu se imprime. Așteptăm un pic să se urmăți treaba pe tabla. Că... clasa 10-a, 12-a. Tu de-a 12 poți urmări orice lecții de la anul acolo. Da. Așa. Deci, fii convenit comanda asta lui Florin din Giurgiu, dacă nu știu, Florin, prin Giurgiu. Așa, nu? Hai să ne amintim formula din 9 minute. Deci, a fost B totul la N, egal cu... Combinăm de N cu 0, ori ala N. Așa. Plus combinări de N la 1, ala e minus 1. Da. Ori B. Da. Plus combinări de N la 2, ala e minus 2. Da. Combinări de N la 3, ala e minus 3. Ori B la 3. Așa. Plus combinări de N. Corect. Asta e formula pe binomul Newton. Ne permite să ridicăm la orice putere aici, nu? Dacă înainte aveam binomul la pătrat, la binomul la a treia, la a patra, câteva formule țineam minte acolo, mi-am amintit clasa 8-a, ce bătălie era acolo, să vezi formule A plus B totul la 3 egal cu A la 3 plus 3 A pătrat B plus 3 A B pătrat plus B la 3. Acum putem ridica la orice putere. Acum, hai să facem o șmecherie. Să înlocuim pe A cu 1 și B cu 1. Să vedem ce devine. Deci dacă A egal cu 1, A egal cu B egal cu 1, avem. 1 sunt 2 la N. 2 la N. Deci 2 la N egal cu combinări din N la câte 0
ori 1, 1 la putere ori, nu mai egal, nu mai spun și numai sub 1, da? Plus? Combinat de n latic de 1, tot 1. 1, 1 ori 1, A-ul și B-ul fiind 1, nu mai are nicio contribuție. Așa. Deci suma coeficienților binomiali, iată o primă formulă, suma tuturor coeficienților binomiali, este 2 la n. Asta ar fi o formulă pe care trebuie să o scrie acolo. Combinarea de n la t 0 plus combinarea de n la t 1. Plus puncte, puncte și mai departe, egal cu 2, plus combinarea de n la t n, poți să scrii da. Ultimul, îl știi. Egal cu 2 la n. Hai să luăm acum pe A egal cu 1 și B egal cu minus 1. Să scrim binomul lui Newton, să vedem ce le vine. Avem. 1 minus 1. 1 minus 1. 0. 0 la N? 0. De 0 egal cu? 0 egal cu combinarea de N, adică pe 0. Ori 1 la N. 1 la N, da. Ori 1, n-are rost. Da. Plus? Combinarea de N, adică pe 1. 1 la N, ori minus 1 la... 1 la... N minus 1 n-are tot. Rost. Ori B-ul acum. B-ul este minus ai, 1. Pune, e, minus. Vine minus din cauza lui B care vine și aduce contribuția. Deci pe plus combinarea din latic de 2. O secundă, lasă-mă mai ușor ca să înțeleagă toată lumea. Combinarea din latic de 2 A la N minus 2, adică 1 la N minus 2 tot 1. Iar B-ul la a doua e minus 1. Arată B-ul la a doua, unde nu vedem acolo. Acolo. B-ul fiind minus 1, minus 1 la a doua face plus 1. Deci de aceea a zis ea plus combinarea din latic de 2. Pe urmă, B-ul va fi la a treia. Minus combinarea. Minus combinarea din latic de 3. Că a una, deci minus 1 la a treia. Minus 1 la a treia. Da? Plus și așa mai departe, plus puncte, puncte. Plus ultimul va fi ultimul va veni minus 1 la K, minus 1 la N, minus 1 la N, că ai văzut, B-ul vine, aici e B la da. N, da? Da? Minus 1 la puterea N, ori combinăm din N la N. Deci, iată că suma acestor coeficienți binomiali, dar alternantă, da. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, da? Face 0. Hai să-i ducem pe ăștia, nu, să o scriem dedesubt, sub aceea de acolo, combinări din latic de 0. Minus combinări din latic de 0. Egal cu 0, nu? Da. Tragem minus și la drum pe cele două sume. Numele tău este? Răzvan. Răzvan, gata. 2 ori combinări de N la T0. De 2 ori. Așa. Așa se reduc. Se reduc cu 1, așa, așa. Plus de 2 ori. 2 ori combinări de N la T2. Așa. Așa tot la fel se reduc combinări de N la T3 cu da, următorul. Da, se reduc următorul de acolo. Și ar veni plus 2 combinări de N la T4. Plus 2 combinări de N la T6. Plus și mai departe. Să înțelegi că acelor care au indice par, este egal cu, lasă puncte, puncte, da. Nu știu cum alternează acolo, nu știu, nu mă opresc, nu mai discut. Egal cu 2 la n. Egal cu 2 la n, că 2 la n plus 0, 2 la n. Împărțim totul prin 2. Și iată ce devine, combinări din latic de 0. Plus combinări de n latic de 2, plus combinări de n latic de 4, așa. Plus combinări de n latic de 6, plus... Adică... Plus puncte, puncte, da. Să vede că da. Ai ordinea aceea a indicilor de sus, 2, 4, 6, 8, 10, da. Puncte, puncte, egal cu 2 la N, 2 la N minus 1. 1. 2 la N minus 1. Asta e o șmecherie foarte interesantă, deci suma coeficienților binomiali de... Cu indicele par sus acolo, hai să zic așa, că ei ar trebui să-i spunem suma coeficienților binomiali al ăstuia primului cu al
treilea, al cincilea, suma coeficienților binomial de ordin impar ar din aici. Da. De ordin impar, ca ordin, da. Primul, al doilea, treilea. Dar o folosim așa, după ureche, suma coeficienților de ordin par. De ordin par, că se referă la ăștia, că sunt 2, 4, 6 acolo. Dar corect, din punct de vedere matematic, este suma coeficienților binomial de ordin impar. Ei, 1, al 3, al 5, așa, vedem acolo. Bun. Este 2 la n-1. Dacă aici însă îi duci pe ăștia negativ în partea cealaltă, vei avea o combinare din la T1. Ia să fie așa. Combinare din la T1. Plus combinare din la T3. Plus combinare din la T5. Așa. Plus puncte, puncte și mai departe. Egal cu combinare din la T0. Plus combinare din la T2. Plus combinare din la T4. Și așa mai departe. Așa. Și egal cu cât? Chiar știi răspunsul. 2 la n minus 1. Foarte tare chestia. Deci suma coeficienților binomiale, când au indice 1, 3, 5, și egal cu suma coeficienților binomiale, când au exponentul 0, 2, 4, da? 0, 2, 4, 6, mai departe, egal cu 2 la n minus 1. Acesta este un rezultat interesant. Obținut pentru o situație particulară, când a fost egal cu b egal cu 1 și suma tuturor coeficienților binomiale e 2 la n și când a luat a 1 și b minus 1 a apărut aceste rezultate foarte, foarte importante. Acum, cum prin particularizarea asta a luat și b, găsim fel de fel de șmecherii, am să vă propun să facem a egal cu 1 și b egal cu i. Deci dacă A egal cu 1 și B egal cu I. I de la partea imaginară la număr de complexe, da? Șterge, lasă-mă bine un Newton. Șterge și dreapta, dacă o să avem nevoie, ne ajută Răzvan și ne dă, ne o să ne dea și rezultate, te întreb. Că tu nu ștergi de acolo. Ăsta e marele spectacol în ceea ce fac eu. Sau dacă vrei, un saltul calitativ deosebit este acela că toată discuția asta rămâne în film. Da? Noi ce facem acum, tot ce vorbim, la clasă se întâmplă, Răzvane, de foarte multe ori să n-ai o bună dispoziție. Vezi profesor care aruncă acolo fel de fel de formule. Ești plictisit, nu le urmă ajutate. Dar dacă ai filmul lecției, atunci când ai tu bună dispoziție, te uiți și vezi. Nu? Da? De aceea, spuneam și altă dată, e vorba de o revoluție în tehnologia didactică, ceea ce fac eu. Da. Hai să-i dăm drumul pe formula lui Newton. A, U1, B, U este I. Deci, avem 1 plus I tot la N, egal combinat de N la tip de 0, ori 1 la N, care se pune. Apoi, combinat de N la tip de 1, ori I, la N minus 1. E la... 1 la... 1, A-ul la N minus 1. A-ul este. Și B-ul abia acum vine. Da. Ori I... Dar nu-i pui 1 la n minus 1, cu 1 la orice putere este 1. Da. Așa. Ori i, pur și simplu, plus. Ori i la a doua. Ori i la a doua, foarte bine. Ori i la a treia. Da. Ori i la a patra, ori i la a patra. Da, te rog să te oprești până la i la a patra și să faci corecțiile care sunt necesare. Că eu, nu corecțiile, să... Spui cât este I la a doua. I la a doua este minus 1 și a mei o să vină minus aici. Sigur că da, sigur că da. Poți să ștergi acum pe loc. Ștergi pe I la a doua și pui minus 1 în față. Că asta este, nu? Deci I la a doua este minus 1 și a terminat. Și a terminat de N la tip de 2. Așa. Minus combinat de N la tip de 2. Atât. Da. Acum, plus combinări de n la tică de 3, i la 3. Ia să vezi cât faci i la 3. Păi i la 3 va fi minus i. I la 2, care e minus 1, ori i, minus i. Corect. Și este minus acolo și i. Ori. Așa. Așa. Plus. Combinări de n de câte 4, i la 2, va fi 1. I la a patra, care e la a doua, e minus 1, ori minus 1, 1, corect.
Și plus combinări de i la tică de 5. Ori i la 5-a minus... i la 5-a, i la 4-a ori i. Da, adică... i la 4-a e 1, i. Deci ori i. Se reia de la început, parcă, nu? Da. Plus combinări de... minus va fi. Minus combinări de i la tică de 6. Minus combinări de n la de 7 ori. Da. Plus combinări de n la de 8. Vreau să te duci până la 12, plus ca să -ți fie clar. Plus combinări de n la de 9 ori. Da. Minus combinări de n la de 10. Minus combinări de n la de 11 ori. Da. Plus combinări de n la 10. Și așa mai departe, puncte, puncte. Egal cu dedesubt, putem ordona numărul acesta, ca, putem scrie ca un număr complex, partea reală și partea imaginară. Partea reală ce ai fără i și imaginară. Combinări de n la 0, minus combinări de n la 2, plus combinări de n la 4, minus combinări de n la 6, plus combinări de n la 8. Minus combinări de 10 și așa mai departe. Da. Plus i pe lângă sfatul capăt. Sigur că da. Plus i. Minus i. Dar de ce? Că ai chiar cu i primul. Combinări de la 1. Plus i. Deci spus puncte, puncte. Se, nu? Acolo. Da. Plus puncte, puncte. Plus i pe lângă. Pe lângă combinări de n la 1. Minus combinări de n la 3. Minus plus combinări de n la 5, minus combinări de n la 7, plus combinări de n la 9, nu știu cum. Nu? Așa, corect. Ei, acum visăm. L-ai aranjat pe ăsta cu un număr complex. Partea reală care este partea reală a numărului complex? Asta de aici. Și partea imaginară? Cea cu i. Cea de lângă i. Bun. Ei bine, dacă îl reușim și pe 1 plus i la el să scriem sub formă ca, exact ca un număr complex, atunci o să, când două numere complexe sunt egale, partea reală cu partea reală, partea imaginară cu partea imaginară, și este o chestie faină de tot. De aceea ne întoarcem la 1 plus i totul la el. Deci 1 plus i totul la el. Să încercăm să-l lucrăm. Visăm. Deci care e obiectivul nostru? Să-l reușim ca să-l aranjăm tot ca un număr complex. Că în final egalitatea va prinde real cu real, imaginea, și am prins două formule foarte tare. Hai să luăm pe Z egal cu 1 plus I. Număr complex Z egal cu 1 plus I. Da, dar să muncim un pic la el. Să trecem din forma algebrică în forma trigonometrică. Îți mai amintește? Hai, trebuie să amintești. Păi, dar ai făcut anul ăsta. Cum facem? Era așa, modul din Z pe lângă... A, pe lângă... cos de alfa plus sin de alfa. Sin de alfa. Da? Deci egal mai departe cu modul din Z. Acolo, acolo. Așa. Modul din Z. Pe lângă cos de alfa plus i sinus de alfa. Unde modul din Z egal cu radical din a pătrat plus b pătrat. Așa. Iar alfa... alfa e argumentul, da? Alfa egal cu arctangentă de b pe a. După ce facem reprezentarea în cercul trigonometric, ca să vedem foarte bine argumentul numărului complex. Andreea, acum, hai să vezi. A-ul la noi, în cazul de exercițiu 1 plus i, a-ul e 1 și b-ul tot 1. Ar veni 1 minus 1. 1 plus 1. Că a-ul, b-ul, b-ul nu i, ci pe, ce-i, ce-i pe lângă i. Forma complexă, forma algebrică a numărului complex este asta. Z,
Z, da? Z egal cu A plus IB. Da. Da? Și B-ul este 1 acolo, da. Da, și B-ul este 1. A-ul e 1, B-ul e 1. Și atunci vine modul din Z egal cu radical din 2. Corect. Iar pentru ca, pentru a găsi unghiul, fără reprezentarea geometrică a numărului complex. Reprezentăm în plan punctul de coordonate 1, 1. Cât este unghiul? Pleacă, pleacă de acolo până la el, ca să găsește argumentul. Unghiul pe care îl face Raza. Așa, așa, unghiul acela. 45. 45 de grade. Pi pe 4, 4, nu? Deci Z. De fapt, puteai să mergi după formula care ți-a dat-o el, Răzvan. Trebuia să zici că alfa egal cu arc tangentă de... Ia scrie alfa egal. Ai scris acolo alfa egal mai departe cu arc tangentă de 1 pe 1. Care face arc tangentă de 1. Și face pi pe 4. Dar, Răzvan, trebuie pus capii acolo. Arc tangentă de B pe A plus capii pentru că... Trebuie să vezi în ce cadran te duci. Deci nu-ți permis să zici arc tangentă de B pe A. Deci arc tangentă de B pe A plus capi. Ca să pui mâna pe unghiul din cadranul respectiv. De ce am făcut noi reprezentarea? În cazul de față, ai unghiul, ai tot și atunci poți continua. Egal mai departe la Z, egal cu. Ștergi acolo unde e. Vei spune egal cu radical din 2 pe lângă cos de pi pe 4 plus sin de pi pe 4. Îți dau ce am făcut, ne-am reamintit trecerea de la formă algebrică la formă trigonometrică. Numele complexe de la formă algebrică la formă trigonometrică. Foarte tare chestia asta. Deci cu numele complexe poate, putem lucra în două variante. Ori în varianta algebrică, ori în varianta complexă. Acum e interesant de ce ne ocupăm de amândouă variantele. De ce nu ar fi fost suficientă lucrarea asta cu reprezentarea în formă algebrică și punct? Păi să vedeți de ce. Dacă spun așa, să calculez expresia Y egal cu linii de fracții Y egal cu 1 plus I totul la a treia. 1 plus i totul la 3 pe lângă 1 plus i radical din 3 la 5 totul supra 1 minus i la 5 ori 1 plus 1 minus i radical din 3 la a 3-a, să zic. În fața acestui exercițiu, în care vedem că numele complexe cu care intrăm în dialog sunt sub formă algebrică, ai avea chiar mult de lucru, dar suficient de mult. Ca să zici pe 1 plus i la 3-a, după binomul lui Newton, pe 1 plus i radical din 3 la 5-a. Să le mulțești pe cele două, nu e oricare timp. Și atenție multă la calcul și toate chestiile acelea. Ei, pentru că ne costă foarte mult ca timp, aici o să încercăm să le trecem din formă algebrică în formă trigonometrică și știm să mulțim numere complexe în formă trigonometrică. Mulțim modulii și adunăm argumentele. La împărțire, cum se împart două numere complexe în formă trigonometrică? Simt modulii și scădem argumentele. Deci vezi, operația de împărțire se reduce de fapt la o scădere de unghiuri. Da. Operația de mulțire se reduce la o adunare de unghiuri și este treaba mult mai ușoară. Pe când aici avem foarte mult de lucru. De aceea s-a ajuns la ideea că ce bine ar fi să trecem și sub formă trigonometrică. Înțelegeți? Adică partea practică ne îndeamnă să credem că merită să trecem din forma algebrică, formă trigonometrică. Și pentru asta, hai să ne amintim, șterge acolo. Nu șterge acolo. Exact ce ai lucrat acum. Și să ne amintim, dacă Z1 e egal cu?
notăm operații cu numere complexe sub formă trigonometrică. Scrie și tu chiar. Operații. Acolo, așa. Operații cu numere complexe sub formă trigonometrică. Florin, ești pe fază? Ești pe fază. Ce să faci? Mă aude acolo. Stă el stăt la televizor ca zboierul. Și vede acolo lecția. Operații cu numere complexe sub formă trigonometrică. Ce zicem acum? Fie Z-ul nu egal cu... Luăm un număr cu Z-ul nu egal cu modul din Z1 pe lângă cos de alfa 1 plus i sin de alfa 1. Z2 egal cu modul din Z2 pe lângă cos de alfa 2 plus i sin de alfa 2. Am luat două exemple de numere complexe. Atunci Z1 ori Z2, prima operație de mulțire, da? Z1 ori Z2 este egal cu, spuneam mai devreme, modul din Z1 ori modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 1 plus cos de alfa 2. Cosinus de alfa 1 plus alfa 2. Unde e mesajul? Da. Acolo când se mulțesc, vine cos cos minus sin sin. Deci cos de alfa 1 plus alfa 2 plus i de i sinus de alfa 1 plus alfa 2. Z1 ori Z2, da? Da. Z1 supra Z2 egal cu Z1, modul Z1 pe modul Z2 pe lângă cosinus de alfa 1 minus alfa 2. Da. Plus i sinus de alfa 2. Și Z1 la el, să ne amintim, că sunt acolo la puterii. Am luat pe Z1, putea să luăm și pe Z2. Z1 la N egal cu... Radical ce N. Nu, 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 că nu e extragerea radicalului. E la puterii, adică, adică e modul din Z1 la N. Da. Modul din Z1 la N pe lângă... Unghiu se multiplică. Cos de N. Cos de N alfa 1 plus I sin de... Alo. Bună seara. Băi, lasă-mă cu apicultura acum că sunt lecții de matematică. Mă pot împărți. Da? Sunt într-o lecție de matematică. Uite-te pe Prof Online, dacă vrei, Prof Online TV. Și o vezi în direct acolo lecția de matematică. Mai târziu cu apicultura. Bine. Bun. Salut. Vrea să-i da, e un mic apicultor și vrea și el informații la apicultură. Da. Cos de N alfa 1 plus sin de N alfa 2. Fii atentă, acum suntem pe ieșițiu. Când noi știm, am trecut din forma algebrică 1 plus I, în forma trigonometrică și până urmă la puterea I. Puterea... I în care e o treabă simplă. Da. Da? Deci asta, asta am vrut să spun. Ne întoarcem la ieșițiu nostru. Și zicem, 1 plus i totul la n va fi scris 1 plus i totul la n va fi egal cu radical din egal cu radical din 2 la n, nu așa bine? Da. Radical din 2 totul la n pe lângă cosinus de n pi pe 4. Cos, corect, cos de n pi pe 4, că la n se multiplică pi pe 4. Plus i sin de deci, radical din 2 la e, prin cos de n pi pe 4, plus i sin de n pi pe 4. Și sigur, poți să înmulțești pe radical din 2 la n cu partea reală și partea imaginară, deci egal mai departe cu radical din 2 la n ori cosinus de n pi pe 4. Da. Plus radical din 2 la n ori i sin de n. Corect. Corect, corect. Și acum, Andreea, nici nu-ți dai seama tu ce fericită ești. Pentru că ai reușit performanța, ca pe 1 plus i la n. Să ridică formă trigonometrică. Să-l aranjezi sub formă de număr complex. Da. Are o parte reală care este cât? Radical din 2 la n plus n pi pe 4, plus radical din 2 la n sin de n pi pe 4. A, și sigur că da. Deci vii în stânga acolo și în egalitatea asta de aici, în partea stângă,
vei scri exact ce ai făcut aici, da? Și atunci îți este exercițiul fain, așa. Deci spune. Și atunci? Vei scrie radical de 2 la N. Cos de N pi pe 4. Plus I. Plus I. Și eu îl pui la... I zi la început. I ori. Da. Ca să fie exact da. Ca în partea asta. I ori. Cos de N ori sinus. Sinus de N pi pe 4. Fain de tot, uitați ce plăcut este în clipa aceea. Partea reală asta. Cu partea reală. Asta. Așa. Invers să scrii. Combină de nu știu ce egal cu... Da. Ca să... Da, da, da. Okay. Și acolo ștergi că le-au văzut, le-au scris, sunt filmate, o să pune și pe internet lecția asta, o să găsim cât de repede. Cei care s-au fost în direct au văzut în direct, care nu, o să găsați lecția în zilele următoare. Deci, atunci avem combinări de M atât cu 0, minus combinări de M atât cu 2, plus combinări de M atât cu 4, minus combinări de M atât cu 6, plus combinări de M atât cu 8, minus combinări de M atât cu 10, plus puncte. Puncte egal cu? Egal cu radical din 2, la n, ori cosinus de n pi plus 4. Exact. Și cealaltă bucată, fără i, deci combinări de n. Combinări de n, adică de 1, minus combinări de n, adică de 3, plus combinări de n, adică de 5, minus combinări de n, adică de 7, plus combinări de n, adică de 8. Egal cu radical din 2 la m, ori sinus de m pi pe 4. Da. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Și acum ștergem complet și îți dă Răzvan niște formule. Nu, astea două virașe. Da. Am muncit acolo. Așa. Dă Răzvan pe formule pe care le-am găsit mai devreme. Ce e cu ori din par și ori din impar? A, cu 2 la n minus 1. Care, fiecare în parte egală cu 2 la n minus 1. Da? Deci zicem, de tot... M adic de 0. Așa. Plus combinări de M adic de 2, plus combinări de M 4. Nu, egal cu 2 la n, lasă așa. Egal cu 2 la n minus 1. Sub ea, pune-o pe cea cu par. Combinări de n la 0. Minus combinări de n la 2. Plus combinări de n la 4. Mai scrie de partea? Era bine să scrii și sus. Scrie și aici, nu? Așa, până la 8. Deci. Combinări de la 8. Așa, puncte, da. Puncte, puncte, puncte acolo. Spune egal cu? Egal cu 2 la minus 1. Corect. Și asta scriu acum. Minus combinări de la 8. Plus combinări de la 8. Egal cu? Egal cu radical. Radical din 2 totul la n. Ori cosinus de n. Și dacă tragem linii și le adunăm acum, ia să vedem ce obțin. De două ori combinări de M adică 0. Da. Așa se reduc. Așa. Plus de două ori combinări de M adică 4. Așa se reduc. Plus de două ori combinări de M adică 8. Da. Plus de două ori combinări de M adică 12. Da, să vedem. Și 10-11. Da, da, da. Puncte, puncte. Puncte, puncte. Egal cu? Egal cu 2 la n minus 1. Corect. Plus radical din 2 la n, ori cosinus de n pi supra 4. Perfect. Împărțim
totul printr-un 2 și obținem. Combinări de radix e 0. Da. Plus combinări de radix 4. Plus combinări de n radix de 8. Plus combinări de n radix 10. Plus unde pute. Da. Egal cu 2 la n minus 3. 2 la n minus 2, parcă văd eu. Da. Dacă împărțim da, din 2. Da, 2 la n minus 2. Da. 2 la n minus 2, ori... Plus. Da. Plus radical din 2 la n, totul pe 2 aici, da. Nu? Ha? Așa, ori cos de n pi pe... pi pe 8. Nu, no, păi nu poți să pare. Atenție, că 2 ăla nu lucrează asupra argumentului. Da. A lucrat numai asupra coeficientului de acolo. Aceasta este o formulă pe care dacă cineva ar fi cerut să o demonstrați, suma coeficienților de ordin din 4 în 4 sărind, nu? Este așa. Și să scrie și pe cealaltă, dar sub ea... Pierde. Să scriu sub ea... Aia de ordin impar. Sub ea o pui combinări de elastic 1. Combinări de elastic 1. Da. Trage mișa altă, da. Și 2 ori combinări de n la chestie 1, plus de 2 ori combinări de n la chestie 5, plus de 2 ori combinări de n la chestie 7, nu, cu 7 se repete 9, plus de 2 ori combinări de n la chestie 13, cel dinainte va fi 11, se reduce. Exact. Egal cu radical cu toți grup 2 în față, cu care înainte am scăzut. 2 la n minus 1. Da. Minus radical din 2 tot la n, sinus de n plus 4. Împărțim prin 2. Da. Și ar veni combinări de n la chestie 1, plus combinări de n la chestie 5, plus combinări de n la chestie 9, plus combinări de n la chestie 13, plus combinări egal cu 2 la n minus 2, minus radical din 2 la n pe 2. Ori cosinus de n pe 4. Ori sinus de n pe 4. Iată două rezultate spectaculoase, interesante, foarte frumoase. Foarte, foarte interesante, repet. Dar de ce e minus radical de 2 la n sin de n pi pe 4? Cred că e cu plus acolo, da. Așa. Spun foarte interesante. Și au fost date la Olimpiada Faza Județeană cu mulți ani în urmă. Prima sumă. Să se arate combinări de elastic de 0 plus combinări de elastic de 4 plus combinări de elastic de 8 plus combinări de elastic de 12 prin 84, dacă a fost dată suma asta. Să se arate că e 2 la n minus 2 plus radical de 2 la n pe 2 plus de n pe 4. Ca să poți să ajungi la ea, trebuia să te prinzi, să știi formulele, să pleci la 1 plus i la a n în două variante, sub formă trigonometrică, sub formă algebrică, binomul Newton, egalând la cele două și treabă foarte frumos. Combinând cu ce mai știam dinainte, să se reducă 2 câte 2 și așa am găsit din 4 în 4. Florine, din 3 în 3, gândește tu, mă, că eu nu mai am timp să mă gândesc. Răzvan îmi cere să fac altceva. Deci am arătat din 4 în 4, din 3 în 3, gândește tu la ce, de la ce unghi să pleci, A și B-ul, ca să-ți facă saltul acela. Nu se poate. Ai venit cu probleme foarte frumoase, trebuie să discurci. Da? Eu mă opresc aici, Florine, să nu mă mai suri, că nu-ți răspund. Da? Nu-ți răspund pentru că ți-am arătat într-o variantă. Acum, trebuie să înțelegi așa, că e important ce A și B dai acolo, ca să...
Asta. Alo. Bine, Florin. Mă gândeam că mă pui la treabă, că nu... Poftit? Păi dacă listeai pe ăsta, dar gândește acolo la... de la unghiul A și B cât să fie, ca să-ți poți face saltul acela din 3 în 3. Da? E un pic mai complicat, dar nu e imposibil. Totul este de poligonul la care te gândești. Aici am fost la pătrat, nu? Am plecat la, de la pi pe 4 acela, unghiul, și acum, ca să te duci la, din 3 în 3, la, la, de la triunghi echilateral te gândești, înscris în, înscris în, în cercul trigonometric. Și atunci e A și B unghiul acela și îți merge lucrul. Da? Asta e ideea. Păi, ușoare când știi. Dacă nu știi, uite, e dificil. Bine, Florine. Salutare, salut. Mersi mult. O să vă cerut, adică o dată să... și mi-am mulțumit. Nu ne-am pus la treabă. Așa, facem, închidem cu fișierul ăsta. Tu ai acolo, cred că, o foiță.